Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și aflăm împreună de ce trifoiul cu patru foi aduce noroc. De câte ori ne-am dorit oare să găsim din întâmplare un trifoi cu patru foi în mijlocul naturii pentru a avea noroc? Tocmai pentru că este atât de greu de găsit, trifoiul cu patru foi este asociat norocului. Potrivit estimărilor, la aproximativ 10.000 de trifoiuri cu 3 frunze, există un trifoi cu 4 frunze, motiv pentru care acesta devine și mai special. Se spune că doar dacă găsești întâmplător un trifoi cu 4 foi vei avea noroc, iar dacă cineva ți-l dăruiește, norocul se va dubla. La fel ca și oamenii din ziua de azi, druizii trăiau cu convingerea că dacă vor găsi din întâmplare un trifoi cu 4 semne, este semn clar că ceva de bine urmează să se întâmple. Fiecare frunză a trifoiului cu patru foi are și o semnificație. Prima este simbolul credinței, a doua semnifică speranța, cea de-a treia frunză înseamnă dragoste, iar cea de-a patra frunză este pentru noroc. Deși există și alte simboluri ale norocului, doar trifoiul a reușit să se răspândească la nivel mondial, această semnificație fiindu-i atribuită de popoarele lumii încă din cele mai vechi timpuri. Există persoane care folosesc trifoiul cu patru foi drept talisman norocos, sub formă de bijuterii, ca și mărțișoare sau sub formă de obiecte cu care își decorează locuința. De fapt, există mai multe specii de trifoi, aproximativ 300, însă numai cel care este o varietate a trifoiului alb poartă noroc, tocmai datorită rarității lui. La alte specii de trifoi, precum trifoiul roșu, auriu sau alpinum, sunt mult mai des întâlnite variantele cu patru foi, ceea ce le face populare și deci fără nicio influență asupra aducerii norocului. Deși există și alte simboluri ale norocului, potcoava sau coșarul, sunt doar două exemple, doar trifoiul a reușit să se răspândească la nivel mondial. Este simbolul Irlandei și încă din cele mai vechi timpuri s-a atribuit această semnificație de către popoarele lumii. În legendele irlandeze, trifoiul cu patru foi a fost descoperit de Sfântul Patrick, patronul poporului irlandez. De fapt, încă din secolul V, trifoiul a fost asociat cu Sfântul Patrick, primul misionar al creștinismului în Irlanda. Dar Sfântul folosea trifoiul cu trei foi, ca simbol al Sfintei Treimi, frunzele reprezentând Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Atunci când cineva găsea un trifoi cu patru frunze, se spunea că pe lângă Trinitate a fost binecuvântat și cu Harul lui Dumnezeu, simbolizat de a patra frunză. O altă legendă spune că trifoiul alb cu trei frunze ar fi asociat mișcării de rebeliune a irlandezilor împotriva coroanei, membrii grupului recunoscându-se între ei prin acest simbol. Când erau prinși cu trifoiul asupra lor, erau condamnați la moarte. De aceea se spune că un adevărat și neînfricat irlandez poartă trifoiul alb cu trei frunze. Tradiționaliștii se identifică numai cu trifoiul cu trei frunze, considerând că varietatea cu patru frunze este un fals noroc tocmai pentru că este atât de greu de găsit. O altă legendă spune că irlandezii din Evul Mediu, în timpul perioadelor de foamete, se hrăneau cu trifoi, rămânând astfel în istorie ca popor mâncător de trifoi. De Sfântul Patrick, irlandezii purtau la pălărie un trifoi, iar la sfârșitul zilei puneau planta în paharul cu grog. După ultima înghițitură, trifoiul trebuia aruncat peste umărul stâng. Dacă nu ați avut niciodată norocul să găsiți un astfel de trifoi, îl puteți cumpăra. 25 de lei ghiveciul sau 100 de lei planta presată ca mărțișor inedit. Însă norocul nu e garantat, fiindcă se spune că funcționează numai pentru cel care a găsit trifoiul. Superstiția mai spune că nu oricine găsește un exemplar devine automat norocos, ci numai acela care dă peste el din întâmplare. Dar de unde vine legătura între șansă și această plantă banală? Unii spun că originea superstiției trebuie căutată în povestea biblică a lui Adam și a Evei. Se crede că atunci când Eva a fost izgonită din grădina Edenului, a luat un trifoi cu patru foi ca să-i amintească de paradis. De atunci, trifoiul ar fi devenit un simbol al norocului. În Egiptul Antic, atunci când un cuplu se căsătorea, se oferea în mod tradițional un trifoi cu patru foi ca o binecuvântare a unirii lor și ca simbol al iubirii lor nemuritoare. Preoții druizi au folosit trifoiul cu patru foi pentru vindecarea bolnavilor, în ritualuri de cult și pentru îndepărtarea spiritelor rele. Se mai spune că acești preoți reușeau tot cu ajutorul trifoiului cu patru foi să călătorească în timp. În Evul Mediu, copiii credeau că dacă găsesc acest trifoi, vor putea vedea zâne.
În 1620, scriitorul britanic John Milton scria: dacă un om găsește în iarbă un trifoi cu patru frunze, să fie sigur că în scurt timp se va întâmpla ceva de bine. Simbolistica trifoiului cu patru foi ca planta aducătoare de noroc continuă și în zilele noastre. Iată care sunt cele mai populare superstiții. Fiecare frunză ar reprezenta câte ceva. Prima este pentru credință, a doua pentru speranță, a treia pentru iubire și a patra, evident, pentru noroc. Semnificația generală a plantei este norocul, dar și abundența, sănătatea, prosperitatea, fecunditatea. În vise, trifoiul cu patru foi înseamnă câștig financiar, faimă, sănătate și asigurarea că vei trăi fericit până la adânci bătrâneți. Este și un fel de cupidon vegetal. Purtătorul unui trifoi cu patru foi poate fi sigur că persoana iubită se va întoarce la el. O altă superstiție spune că acela care găsește un trifoi cu patru foi își va întâlni iubirea în aceea zi. Ca să nu ratezi ocazia, e bine să-l pui în pantof. Dacă porți trifoiul cu patru foi în piept, iubirea ta adevărată va veni la tine. Dacă l-ai asupra ta, niciun rău nu te poate atinge. Trifoiul are efect numai dacă nu e văzut de nimeni. O altă credință spune că, dimpotrivă, dacă primești trifoiul găsit de altcineva, norocul ți se dublează. Cercetătorii susțin însă că trifoiul cu patru foi este cauzat de mutații genetice sau de mediu și, în esență, este doar o plantă perenă consumată de animale care, în anumite condiții climatice, poate să dezvolte și o a patra frunză. Alte ciudățenii despre trifoi: poate avea și mai mult de patru frunze, 5, 6, chiar 7. În 2009, în Japonia, a fost descoperit un trifoi cu 56 de frunze. Există colecționari care au strâns mii de frunze de trifoi cu patru foi. Dacă smulgi un trifoi cu patru foi din rădăcină, îl poți planta în ghiveci și acesta se va mulți. Există și trifoi cu 5 frunze sau chiar cu mai multe. Recordul mondial, conform Guinness Book, este de 18 foi. Însă cel mai mare număr de frunze găsite vreodată pe un singur trifoi este de 56. Planta a fost descoperită de fermierul japonez Shigeo Obara pe 10 mai 2009. Avea frunzele lungi de 0,5 până la 1,5 cm, dispuse în straturi. Raritatea exemplarelor norocoase nu i-a împiedicat pe căutătorii de trifoi să renunțe. Unii nu s-au oprit după primul succes și au adunat adevărate colecții de noroace vegetale. Americanul Lidor Martin a găsit 160.000 de trifoi cu patru foi, are 76 de ani. Dacă a căutat în medie cam 2 ore pe zi în ultimii 60 de ani, înseamnă că a stat aplecat asupra câmpului aproximativ 44.000 de ore, ceea ce înseamnă că ar fi trebuit să dea norocul peste el la fiecare 15 minute. Cei mai mulți colecționari se plâng că n-au avut deloc noroc în viață. O pensionară din Cugir, care a găsit mai bine de 2.000 de trifoiuri cu patru foi, spune că a avut parte numai de ghinioane. Poate că la fel de părăsit de noroc se simte și colecționarul din Târgu Mureș, care s-a hotărât să vândă cei peste 1200 de trifoiuri cu patru foi presați. Andreea Reman din Bistrița Năsăud are și o colecție impresionantă, probabil cea mai mare din România, 18.000 de noroace. Superstiția spune că norocul crește direct proporțional cu numărul frunzelor, trifoiul cu 5 foi fiind mult mai eficient decât cel cu 4. În altă versiune, numai a patra frunză este norocoasă, a cincea aduce ghinion. Trifoiul este asociat cu trefla din cărțile de ghicit, unde semnifică foc, energie și voință, bogăție și, evident, tot noroc. Ca talisman, trifoiul cu patru foi e considerat un obiect cu puteri magice, care apără împotriva bolilor, relelor și ghinionului. Se spune că Abraham Lincoln avea zilnic un astfel de trifoi asupra lui, dar l-a uitat acasă tocmai în ziua în care a fost asasinat. Napoleon Bonaparte a scăpat de la moarte datorită un trifoi. Aplecându-se să culeagă planta norocoasă, glonțul nu l-a nimerit. Cine are un trifoi cu patru foi în casă va fi ferit de vrăji și duhuri malefice. Se spune că dacă deții un trifoi cu patru foi, poți anula magia unui spiriduș și poți să vezi zâne. Simbolul norocului însoțește și ziua de 1 martie sub formă de mărțișor. Trifoiul cu patru foi și șnurul alb-roșu reprezintă o combinație cu dublu simbol: noroc și un nou început. Puterea mărțișorului nu mai este una magică, ci una care inspiră optimism la începutul primăverii și un gest frumos prin care transmis cuiva drag urarea de a avea noroc. Trifoiul este și plantă medicinală.
De la trifoiul alb, cel care suferă mutația, celei de-a patra frunze se utilizează în scop terapeutic inflorescențele recoltate doar din zonele nepoluate. Din aceasta se prepară un ceai tonic gustos. Trifoiul alb e util în răceală sau gripă, în combaterea durerilor gastrointestinale și în leucoree, sub formă de infuzie, o lingură de flori la o cană cu apă. Extern, sub formă de irigații și băi, infuzia din flori de trifoi alb se utilizează în leucoree și pentru întărirea celor slăbiți. Preparatele pe bază de trifoi alb sunt contraindicate în sarcină. În medicina tradițională, trifoiul alb de munte, Trifolium montanum, bogat în antioxidanți, era utilizat ca leac anti-îmbătrânire. Un studiu britanic a demonstrat că mirosul dulce al trifoiului induce o stare de calm, mulțumire și echilibru. Trifoiul cu trei foi este astăzi simbolul Irlandei, marcă înregistrată din 1980, așa cum trandafirul simbolizează Anglia, ciulinul Scoția, prazul țara Galilor, laleaua Olanda și crizantema Japonia. Se găsește pe frontispiciile clădirilor, chiar și pe Palatul Buckingham. Apare pe monede și timbre pe steagurile echipelor de fotbal și rugby irlandeze, este prezent în logo-ul Serviciului de Poliție din Irlanda de Nord, al Poștei Naționale, și al companiei aeriene Aer Lingus, al cărei indicativ de apel către turnurile de control este trifoi, Shamrock. În fiecare an de ziua Sfântului Patrick, președintele Statelor Unite primește din partea statului irlandez un bol cu trifoi. Dintre simbolurile vegetale ancestrale getodace putem aminti pomul vieții, floarea vieții, trandafirul heraldic și trifoiul cu patru foi sau floarea scut. Acesta din urmă apare chiar pe scutul regelui Decebal de pe columna lui Traian de la Roma, pe monumentul de la Adam Christie, Biserica Omului, și pe cupola mauzoleului mormânt al regelui Trac Odris, Seutes al III-lea de la Kazanlak, Bulgaria. Aici apare trifoiul cu patru foi, colorat în roșu, galben și albastru, ca și tricolorul nostru din ziua de azi. În muzeul din localitatea Adam Christie, România, cel care a fost construit ca un lapidarium și adăpostește originalele elementelor arheologice aflate în zona monumentului Tropeum Traiani, se află și originalul statuii trofeu. Privind atent statuia trofeului, aceasta are sub subșioara dreaptă imaginea unui dac ce stă liniștit, așezat fiind protejat de divinitatea aflată la partea superioară. Cu mâna dreaptă ridicată, el parcă închină o cupă, Riton, zeului ce-l protejează. Chiar spatele pare a fi protejat de un scut, iar partea de jos pe care stă este plină de simbolul regal getodac al trifoiului cu patru foi, alăturat simbolului pomul vieții. Acest dac, prin ce minune, nu mai apare pe statuia reconstituită a monumentului refăcut. Norocul de a ne afla pe teritoriul grădinii Maicii Domnului, loc protejat de Dumnezeu, loc sărutat de Papa Ioan Paul al II-lea în anul 1999, ce știu are papalitatea și nu ne spune, face ca acest simbol să-și dovedească încă o dată autenticitatea și valoarea. La ultimul mare cataclism planetar, cavalerii danubieni au alergat în fuga calului și au salvat puțini oameni scăpați din urgie. Atunci 98% din omenire a pierit. Aduși aici, în jurul mării getice, neamurile răvășite ale planetei au primit casă și masă, lege și speranță, spre a-și înmulți din nou neamul, pomul vieții, iar apoi au recolonizat planeta. Așa zisa rasă caucaziană este descendent a genților de aur, cei care au salvat omenirea de la pieire și au reorganizat-o. De aceea scutul marelui rege Decebal are pe el simbolul ancestral al norocului, trifoiul cu patru foi. Pe cupola mauzoleului mormânt al regelui Trac Odris Seutes al III-lea de la Kazanlak, Bulgaria, apare simbolul trifoiului cu patru foi, dar colorat în roșu, galben și albastru, ca și tricolorul de azi. Geții de aur, strămoșii getodacilor de mai târziu, au reușit astfel să-și transmită peste milenii mesajul lor de pace și viață lungă întregii omeniri salvate. De-a lungul milenilor trecute, Egiptul le-a ridicat piramide, Imperiul Roman le-a ridicat statui colosale, multe popoare le-au păstrat un respect nemaipomenit acestor salvatori de omenire din țara protejată de Dumnezeu, România, a celor care rămân și nu pierd. Atâta timp cât vom fi mândri de tricolorul nostru strămoșesc și vom reînvia și respecta simbolurile getodace ancestrale, mai avem o șansă de a fi ce am fost odată. Noi suntem din neamul celor care au găsit trifoiul cu patru foi.
Chiar dacă nu suntem superstițioși, deseori constatăm că un lucru sau un ritual ne-a purtat noroc în diferite împrejurări. Mai mult, acel lucru ne-a apărat de o situație neplăcută sau de influențele negative din anturaj. Desigur, pentru mulți semeni există speranța că un ritual pe care îl practicăm când ieșim din casă sau un talisman pe care îl purtăm asupra noastră ne ajută să avem o zi norocoasă și să ținem la distanță ghinionul. Din vremuri îndepărtate în țara noastră și multe comunități din lume, trifăul cu patru foi este simbolul faimei, bogăției, dragostei și sănătății. Pentru a avea noroc îndeosebi într-o zi importantă pentru voi, purtați la voi acest magnet pentru noroc. Fie că vă ocrotește de o situație nedorită, fie că vă inspiră cum să rezolvați o problemă, trifoiul cu patru foi este mereu protectorul celor care cred în puterea lui miraculoasă. Atât pentru azi, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun la bună vedere!